un teren de a fi expoziție, au reușit să fie, să înțelegere care se pun de comun acord. Așadar, astăzi descoperiri și celușeni venit de la Bistrița. Izbutiri. Și-mi dau seama, mai când am putut să înțeleg toată lumea de Bistrița, că cineva care trăiește, care se naște într-o zonă atât de bine marcată și în atât de geografic, care este atent la lucrurile de mare finețe și care sunt, aș spune, esențiale pentru continuitatea lucrurilor. Tratează acest lucru aproape ca pe un portret. Și faptul că aici, în expoziție, să avem destul de multe autoportrete ale pictorului, aș spune că și imaginile pe care le creează acestui mediu, acestui loc, sunt în primul rând și le tratează la fel ca și pe niște portrete. Pentru că preocuparea esențială în pictura lui Marcel este această problema identității. Și aici, în expoziție, în afara zonei, ne întâlnim cu peisajele de pescat, cu peisajele de la Maurul, din Sighișoara, și dacă le privim, în fiecare se simte o atentă grijă de a da expresie particularității zonei. Aș face comparație numai între natura Bistriței și cea de Scalului, care undeva sunt asemănătoare, adică tot o zonă de natura. Însă, în cele de la Tescar, simțim o expresie mult mai gravă, o profunzime care nu poate să nu putem să facem în legătură cu să-l împingem pe acest loc și la un fel de egoism restrictiv. A gândit pe aleea cu brod de la pesca. Toate lucrurile acestea s-au imprimat și dau expresie pe mediu. Apoi, un alt lucru care l-am remarcat la Marcel și sinceritatea cu care dă expresie arterii. Adică, în momentul când îi privim lucrările, aș spune că aproape ne impregnăm și noi de ceea ce el a trecut în acest moment. Și sper că ne aflăm în această sală unde avem seria lucrărilor, a zice, cu un obiect în care îl foloseam numai de ceai. Cicluri sau perioade distincte, acest moment, acest capăt al miresmelor, pe care îl simțim și natura lui. Asta spuneam că capacitatea lui de a trăzi de nu la vizual, ci și orice spațiale, o anumă muzicalitate, să ne impregneze de ceea ce el trăiește, este una dintre marile calități ale acestei picturi. Eu aș vrea și de asta am uitat foarte scurt, pentru că despre creația lui Marcel Lușeni au scris și au gândit, aș spune, poate nu mai atent. El s-a întors de acolo, curios, comune, că își comunică pe dinăuntru, ceea ce era experiență specifică, tocmai la Tescan, tocmai aici, acum 2 ani, când artistul a împlinit o vârstă rotundă, și când a venit o așadar, eu îi mulțumesc că este prezentat aici în expoziție, că noi ne putem bucura de ceea ce el face și că are această forță, aș spune, de a cuceri, de a trece peste munți, a cuceri sper și zona Bucureștiului. Și aș vrea să rog pe Domnul Dan să putem să ne spună. A călătorii nu înseamnă pentru el să se smulge din o ambianță robustă care l-a produs și care și înseamnă mai degrabă un efect de revulsiv pe care și-l provoacă și la care se dedă tocmai pentru a-și menține această gimnastică imprevizibilă. Dumneavoastră? Okay.
scuze, Iorico. Bună, mea Jeanne. Să trăiți. Păi măcar aici ne adunăm.